Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat și anul acesta pe colina Patriarhiei mii de credincioși. După ce timp de 7 săptămâni și-au umplut sufletele de lumină prin postire, ei au venit să-și umple și candelele cu lumină sfântă adusă de la Ierusalim și să retrăiască împreună bucuria Învierii Mântuitorului Hristos. La miezul nopții, preoții îmbrăcați în veșminte de sărbătoare au primit sfânta lumină de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după care au coborât în mijlocul credincioșilor și au împărțit-o tuturor. Credincioșilor prezenți li s-a alăturat la acest mare praznic și președintele României Klaus Werner Iohannis împreună cu soția sa. După ce au primit sfânta lumină și s-au rugat împreună la slujba învierii, credincioșii adunați în curtea Catedralei Patriarhale au ascultat cuvântul de învățătură al Părintelui Patriarh Daniel. Prefericirea sa a explicat că Sfintele Paști este o sărbătoare a biruinței iubirii smerite a lui Hristos pentru om. Învierea lui Hristos, deci, este semnul biruinței iubirii lui smerite asupra păcatului, asupra modului de existență egoist. Iubirea lui Hristos este mai tare decât moartea, în înțelesul că El nu a răspuns la răutate cu răutate, la violență cu violență. Nu a răspuns la păcat cu păcat, ci a biruit păcatul prin sfințenie și s-a rugat chiar și pentru cei care L-au răstignit, zicând: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Această iubire răstignită se arată biruitoare prin înviere. De aceea, învierea lui Hristos ne arată că orice faptă săvârșită în lumea aceasta din iubire față de Dumnezeu și față de semeni nu piere niciodată. Patriarhul României i-a îndemnat pe credincioșii prezenți ca, în aceste zile de sărbătoare, să fie vestitori ai iubirii lui Hristos arătată în învierea sa. Această taină a iubirii, care este mai tare decât păcatul, decât iadul și decât moartea, este conținutul duhovnicesc al Sfintelor Paști. De aceea această sărbătoare ne cheamă să răspândim în jurul nostru fapte, gesturi, cuvinte de iubire, de pace, de ajutorare, să nu uităm pe cei singuri, pe cei îndoliați, pe cei care suferă în spitale sau în casele lor cu nădejdea că cineva îi va ajuta. Deci noi în aceste zile putem fi vestitori ai biruinței iubirii lui Hristos asupra păcatului și asupra morții prin fapte ale iubirii milostive. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului a continuat în Catedrala Patriarhală cu liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care a fost oficiată de Patriarhul României împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În Duminica Învierii, Biserica Ortodoxă intră într-o nouă perioadă a anului bisericesc, cea a Penticostarului, un răstimp al bucuriei și al comuniunii. Începând cu săptămâna luminată și până la înălțarea Domnului, credincioșii se salută cu Hristos a înviat!